De astăzi, 9 martie, viața în România revine la normal odată cu ieșirea din starea de alertă și cu ridicarea tuturor restricțiilor, inclusiv a purtării măștii de protecție, chiar și în spațiile închise. Aceste lucruri au fost confirmate aseară chiar de către ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Utilizarea măștii atât în spațiile exterioare cât și în spațiile interioare nu va mai fi necesară sau nu va mai fi obligatorie ca să... Nu că nu va fi, e necesară și o să revin asupra acestor lucruri, dar nu va mai fi obligatorie. Nu vor exista limite privind accesul în diversele spații publice, fie că discutăm de spații comerciale, instituții de alimentație publică, instituții publice. Nu vor mai exista limite în privința orarului, iar la nivelul legislației care reglementează călătoriile, ia acel certificat PLF de localizare a călătorilor, nu va mai fi solicitat. De asemenea, la intrarea în țară nu va mai fi solicitat certificatul electronic COVID. Ministrul Sănătății a atras atenția asupra călătoriilor în străinătate. Intrarea în mai multe țări europene fiind condiționată de prezentarea certificatului verde, chiar dacă în România nu se mai cere acest lucru. Apropo de călătoriile în străinătate, pentru că marea majoritate a țărilor europene păstrează acest certificat la intrarea în fiecare stat membru, recomandarea este să consulte condițiile de călătorie. Noi suntem pregătiți și aici păstrăm partea aceasta de legislație care permite emiterea acestui certificat electronic COVID, cât pentru orice persoană care călătorește acest lucru să se poată realiza fără niciun fel de problemă. Legat de masca de protecție, care nu mai este obligatorie, Alexandru Rafila a recomandat purtarea acesteia în unele situații, mai ales în unitățile medicale, cât și în cele de învățământ. Purtarea măștii de protecție. Deci continuăm să recomandăm purtarea măștii de protecție în spațiile deschise aglomerate, de exemplu în piețe sau în spații din acestea extrem de aglomerate, în mijloacele de transport în comun, în spațiile închise, inclusiv în unitățile sanitare, și nu mă refer la personalul medical, pentru că masca în cazul personalului medical face parte din echipamentul de protecție și este oricum trebuie utilizată. Ne referim pentru pacienți sau pentru aparținătorii acestora. În grădinițe, în școli și în universități, atât pentru personalul didactic și nedidactic, cât și pentru elevi. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a mai făcut și alte recomandări privind protecția individuală și a indicat și ce trebuie să facă persoanele care prezintă simptome de COVID-19. Evitarea spațiilor aglomerate, fie că ele sunt închise sau deschise, rămâne o recomandare care ar trebui să fie luată în considerare de către cetățeni. Spălatul mâinilor, utilizarea unui antiseptic, rămân valabile și previn nu numai infecția cu noul coronavirus. Mijloacele de transport în comun și unitățile de interes public trebuie tot așa curățate și dezinfectate periodic, iar în cazul persoanelor la care apar simptome de îmbolnăvire, testarea, prezentarea la medicul de familie și în cazul unui test pozitiv, prezentarea la un centru de evaluare sau chiar la unitatea de primiri urgențe în cazul unei simptomatologii accentuate sunt importante pentru a putea fi evaluați pentru a primi tratament specific antiviral. În județul Hunedoara, incidența de COVID-19 este în continuă scădere, ajungând la sub 5 la 1000 de locuitori, după ce, cu o lună în urmă, aceasta era de peste 18 la 1000 de locuitori. De asemenea, și ocuparea paturilor ATI destinate bolnavilor de COVID este în continuă scădere, fiind în prezent sub 30%, după ce, nu cu mult timp în urmă, era de aproape 60%.